dar și a altor comuniști. Ne-a amintit foarte mult de o telenovelă mexicană, stimați privitori. Hai, priviți și o să vă convingeți și dumneavoastră. E curată telenovelă. Dun, 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 dun. Еще вчера, кстати, я думала, выйти или не выйти. Мне стыдно, что я был коллегой с вами. Хреново Лукреза Консилий Муниципал, хреново Лукреза Примария. Телевизионная мексикана презента теленовела «Хренова, драгостя мя», эпизодул 862. Nimic nu prevestea scandalul ce avea să urmeze în familia Hrenovei. Toți se adunau calm, își ocupau locurile lor obișnuite. Atunci însă când s-au adunat cu toții, tatăl Hrenovei, Borisio, a ieșit și a spus ceva care i-a năucit pe cei prezenți. El a zis că o alungă din familia sa pe Hrenova. Doamna Hrenova, incompatibil, încă o dată eu poate mă repet, cu consilierul fracțiunii pe CRME, și deci decizia a fost luată în unanim de toată fracțiunea. Hrenova nu se așteptase la o asemenea lovitură. Și încă de la cine? De la Borisio, tatăl ei. Hrenova și-a adunat toate puterile pe care le mai avea și a ieșit în fața celor adunați. Еще вчера, кстати, я думала, выйти или не выйти. Но после того, как состоялось заседание фракции, и мне позвонили и сказали, что там обо мне говорили, я тем более ни одной минуты не хочу оставаться в партии. Я перехожу в группу социалистов. Aici s-a stârnit scandalul. Membrii familiei au început să o acuze că e trădătoare, că s-a vândut. Меня никто не покупал, никто не покупал. Никто не покупал, мне предложили хорошую работу, и я иду работать. Dar ce era mai rău abia urma. Vittorio, fratele iubit al Hrenovei, cel căruia ea i se plânsese în ajun de abuzurile lui Borisio, avea să-i dea o lovitură aproape mortală. Încă раз доказали, что вы брете, как настоящий сапожник. Hrenova a înțeles că e Hrenova de tot. Aici, mai vechiul ei dușman, Dorinio, în loc să o susțină, i-a adăugat sare pe rană. Eu până la ora actuală am înțeles următoarele. Că Hrenova lucrează Consiliul Municipal, Hrenova lucrează Primăria. Hrenova era distrusă, dar nu-i nimic. Ea o să le arate și lui tata Borisio, și fratelui Vittorio, și dușmanului său Dorinio, că este o fată puternică și poate să reușească în viață, pentru că pe ea o întărea sentimentul față de noua sa iubire, Igorio. Ah, Igorio, pentru el fugise de la tata Borisio și de la fratele Vittorio. De dragul lui era totul, a lui Igorio. Și ea vedea cum într-un viitor nu prea îndepărtat, Igorio își va uni în veci destinul cu Hrenova și ei nu vor mai fi despărțiți, ci vor alcătui un tot întreg. Dodon Hrenova. Ați vizionat episodul 862 al telenovelei Hrenova, dragostea mea. Urmăriți în episodul următor. Apropo, am avut și voi avea mai multe întrevederi despre dragoste, de ce nu? Și lucrul ăsta o să fie vizibil în următoarele săptămâni. Totuși, acest sentiment nu este întâmplătoare. Noi suntem cei care și trebuie să dăm exemplu și cetățenilor, suntem cei care respectăm legea. Noi avem nevoie de înrădăcinarea acestei dragoste. Te iubesc. Hrenova. Domnul Ceban, dumneata trebuie să ai grijă de noua noastră colegă. Ah, iar Dodon, și m-am mai săturat. E, domn Filat, domn Plahotniuc, poftiți noua noastră colegă, doamna Hrenova. Doamna Hrenkus, bună ziua. O achiziție extraordinară, e de acord cu orice. Priviți. Doamna Hrenova, votăm pentru Uniunea Europeană. Da, da, vedeți? Într-una, da și da. Acum în Uniunea Vamală. Oh.